vrei să ai grijă cu prietenii, că prietenii... N-are ce să se întâmple rău. Serios, stai liniștit. Păi toți tipii buni și cu situația sunt luați. Dar nu e nume de rău. Spune. Dar ce caută fata asta la voi în casă? Uite, ți-am pregătit ceva să mănânci, că știu că ți-e foame când vii de la serviciu. Tu crezi că o prietenă adevărată ar reacționa așa? A, și faptul că vine și începe să mă mângâie, să facă masaj, e la fel de drăguț, nu? Să te mângâie? Nu cred că te-a mângâiat. Păi și ce mă? Când nu e nevastă ta acasă, ce știe ce faci tu? Sunt însărcinată! Pe bune! Da! Ce pe tine? Iubire! Iubire! Sunt urez! Calmează-te, așteaptă! Poți să fie însărcină! Te sunai până acum și tu ce faci, mă? Ești în pat cu cea mai bună prietena mea? Băi, stai două secunde, ai vrut să-mi pierd sarcina? Da. E un copil! Ceea ce știu în mod cert și concret e faptul că eu iubesc pe Mihaela, o să avem un copil, avem o căsnicie fericită, avem o casă împreună, iar tu pleci. Specialiștii, psihologi și psihiatri definesc invidia ca pe un amalgam de iritare și de ură față de cel care este mai favorizat de soartă decât noi. Cuvântul vechi, pismă, reflectă fidel această complexitate. În limbajul comun, despre omul dominat de invidie se spune că este ros de invidie. Acest sentiment toxic se ivește pe neașteptate și se manifestă ca o reacție bruscă, involuntară, însoțită inclusiv de manifestări fizice. Iar tradiția creștină asociază invidia ideii de patimă, reflectate de cea de-a 10-a poruncă, să nu râvnești nimic din ce este al aproapelui tău. Povestea de astăzi este despre acest sentiment profund negativ, de care cu toții trebuie să ne ferim. Mihaela și Tudor, căsătoriți de puțin timp, par într-o prelungită lună de miere. Amândoi au carierele conturate și, cu ajutorul părinților, au încă de la începutul căsniciei un cămin cât se poate de confortabil. Nici iubirea dintre ei nu lipsește și de aceea se poate spune că viitorul lor arată foarte bine. Ce faci, iubire? Ce faci, iubito? Bine, am venit de la muncă. Am avut o zi atât de grea, nici n-ai idee. Păi de ce? Ce s-a întâmplat? A fost complicat, nici nu vreau să mă gândesc. Vreau să stăm amândoi. Eu și Tudor suntem căsătoriți de câteva luni, dar suntem într-o relație de câțiva ani. Păi vezi? Păi chiar mă gândeam ce bine ne simțim împreună. Da, că suntem și doar noi doi. Aș vrea așa să ne distrăm astă seară. Mă gândeam la ceva, dacă ești de acord să discutăm despre asta. Da, și eu mă gândeam la ceva. În toată starea noastră de bine lipsește un lucru. Nu cred, dacă ne gândim la același lucru, la ce la te gândești? La 3 spunem amândoi. 1, 2, 3 și un copil. Nu pot să cred! Da, un copil! Ce spui? Păi spun că trebuie să lucrăm pentru asta, zic? Da, și eu zic la fel. Ne iubim foarte mult și ne dorim cât mai repede să devenim părinți. Păi tu îți dai seama cât trebuie să muncim pentru un copil, că alții se chine, nu știu, se chinesc ani de zile. Tu îți dai seama ce muncă? Eu cred că nouă ne trebuie doar o seară. Eu cred că aș vrea să merg pe mai multe seri. Alo? Alo? Bună, Mihaela, poți vorbi? Bună, Irina, da, spune, sigur că pot. Uite ce voiam să te rog. Vreau să mă mut la București acum că mama nu mai e, știi? Și nu am unde să stau. Și mă gândeam dacă se poate să stau la tine o săptămână, două, până îmi închiriez ceva. Normal, sigur, dar nu doar o săptămână, două. Poți sta și mai mult până când îți găsești tu. Nu e grabă. Mă bucur că poți veni. Serio? Uai, Mihaela, n-am cuvinte să-ți mulțumesc. Nu-mi vine să cred că ești atât de drăguță cu mine. Stai liniștită, pentru asta sunt prietenii, nu? Eu și Irina ne cunoaștem din facultate. După ce am terminat facultatea, a fost nevoită să plece înapoi la mama ei la țară ca să o îngrijească, fiindcă era bolnavă. Când vii? Da. Păi peste două zile, ca să am timp și eu să-mi fac bagajul, să-mi pun lucrurile în ordine. Mersi din suflet. Stai liniștită, o să fiu mereu lângă tine. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu mama ta. Oh,
Da, îți povestesc eu mai multe când ne vedem. Mulțumesc tare mult! Te aștept la mine, abia aștept. Da, și eu. Da, povestim. Bine, mersi foarte mult, pa. Te pup, pa. Stop. Ai spus, Irina, te aștept la mine, în aceeași ecuație și nu-mi place cum sună. Lui Tudor nu-i place să mai stea cu cineva în casă, dar acum o săptămână, două, trei, nu o să fie o problemă. Dar nu înțeleg ce este, ajutăm, mama ei a murit și acum vine la București. A, nu doar vine în vizită. Nu, stă până când își găsește un loc unde să stea o săptămână, două. Și unde stă? La noi. Cu noi? Da. Haide, mă, iubire, n-are nimic cu ajutăm, e prietena mea. Stai că zici tu. Nu știu ce să spun cu Irina. E ea o fată drăguță, dar nu știu, o văd foarte superficială. De fiecare dată când ne întâlnim, e genul ăla de prieten pe care toată lumea îl visează, dar se vede pe fața ei că nu e așa. Dar vrei să ai grijă cu prietenii, că prietenii n-are ce să se întâmple rău. Serios, te-ai liniștit. Bine. Dar nu te-ai supărat, nu? Nu m-am supărat. Și cum rămâne cu făcutul copilului? Păi, nu știu ce să zic. Închizi tu lumina sau închid eu? Eu. O iubesc enorm pe Mihaela. E o femeie minunată. Pot să spun că sunt un bărbat norocos. Într-adevăr, un copil i-ar completa pe cei doi ca familie și apariția lui ar fi privită ca pe o binecuvântare. Până atunci însă, un alt eveniment le animă viața tinerilor soți, și anume venirea Irinei, vechea prietena Mihaelei. Bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult că m-ai primit! Ce faci? Bine, stăteam tu? Bine, lasă ți asta, fă-te comodă, te rog! Ah, ce bine că... Lasă-le cea că le luăm noi după aia! Sigur, da! Bine că m-ai primit, Doamne, mulțumesc din suflet! Stai liniștită! Îți sunt recunoscătoare, serios! Ce faci? Ce mai faci? Uite, bine! Uite, cu problemele care au fost cu mama... Îmi pare foarte rău. Ești bine? Îmi pare rău de Irina că nu este bine. Dar o voi ajuta să se pună pe picioare. Ce să faci? Ai trecut bine? Da, asta este. Adică, sincer, mi-a fost greu să mă rup, să plec de acolo. Mă gândeam să rămân, dar uite că până la urmă am venit. Că... Lasă că e o oportunitate bună. Stai liniștită. Acum că ai venit în București, poți să o iei iar de la capăt. Da, păi vreau să-mi găsesc un job, o chirie. Nu să stau pe capul tău mai mult de două săptămâni. Să spui, Doamne, sigur. Cum să spui că stai pe capul meu? Cea, eu mă bucur că ai venit și că mai putem și noi povesti. Stai liniștită. Și mă bucur, mulțumesc din suflet. Dar stai liniștită. Nu vreau să te deranjez. Adică o să-mi găsesc un job, știi că e mai greu. Nu e niciun greu. Deranj. E o oportunitate bună zisă și eu pentru tine mă bucur. Asta e tot ce contează, poți să stai nu doar două săptămâni, cât ai tu nevoie, nu-i problemă. Mă bucur că a venit la mine. Până la urmă și mie îmi prinde bine să stau cu o prietenă. Cred că o să fie distractiv. Mulțumesc, dar, mamă, dar ce frumos arăți, ce sexy ești. Cum așa? În casă, aici? Sunt îmbrăcată de casă, ce ai? Păi tocmai, și cum de te-ai îmbrăcat așa, cu rochiță, cu... Nu, sunt îmbrăcată lejer de casă, aștept să vină Tudor. E? Da? Da, pentru el te-ai făcut așa, pentru... Nu, și pentru mine, dar pot să recunosc că și un pic pentru el, că până la urmă știi cum sunt bărbații. Trebuie să-i ții tot timpul așa în puf, să arăți bine, că imediat cum te-ai schimbat un pic, cum observă. Da, și așa îmi place știu. Mie să fiu aranjată tot timpul. Eu cred că exagerez un pic, dar cum zici tu, adică nu știu, n-am mai avut o relație așa... O să-ți găsești pe cineva, abia ce ai venit în București, o să vezi, o să vină ei la timpul lor, stai liniștită. Ei, lasă, mai țin minte în facultate, eram cu Eugen ăla care m-a tratat ca pe a cincea roată la căruță. Deci... Nu trebuie să-i alegi doar pentru bani, asta e și ideea. Și data viitoare când îi alegi să nu fie și însurați, știi? Păi, toți tipii buni și cu situație sunt luați. N-am ce să mai fac. Hai că mă faci să râd. Nu e chiar așa și să știi că, uite, spre exemplu, Tudor nu a câștigat bine de la început, am muncit amândoi. Asta e și ideea, să-ți faci o relație cu cineva pe care îl iubești și așa construiți împreună. Ei, ești tu norocoasă că l-ai găsit pe Tudor, lasă că nu se găsesc așa ușor tipii, să știi. Norocoasă sunt, da. Ești. Dar stai liniștită că o să găsești, ascultă-mă pe mine. Am avut doar ghinion pe partea asta, nu știu, sper că totuși cu timpul o să găsesc și eu un tip mai... Cum trebuie, adică te invidiez, sincer, ești, dar mă și bucur pentru tine în același timp. Ești așa frumoasă și uite-te, ai și tot ce-ți dorești. Și tu ești frumoasă. Da, da, ai tot ce-ți dorești. Tot ce-mi doresc s-a creat în timp, ascultă-mă.
Hei, hey, bună! Hei, Vire, ce faci? Faceți? Uite, hey. Gata, am muncat pe ziua de azi. Salut, îmi pare bună bine Edna, să... ce mai faci? Bine, uite, foarte bine. Tudor arată bine rău de tot. Ce mofti că nu l-am cunoscut eu prima. Nu îmi place deloc fata asta. Are ceva așa, nu știu, ce o face respingătoare. Tu? Păi, uite, doar ce-am terminat și eu munca și am zis să vin mai repede, acasă oricum zilele astea lucrez așa un pic pe repede înainte, dacă tot ești tu mai liberă, zic să profit. Hai să-ți duc și ție. Nu te-am întrebat, scuze, vrei o cafea, ceva, să te servesc cu ceva? Nu, nu te deranja, stai. Nu ți este foame? Iubire, ție ți-e foame? Nu, am mâncat mai devreme până să plec de la muncă și mă gândeam poate comandăm pizza mai pe seară. Ce zici de asta? O comandăm sau mai bine o facem noi? Împreună. Așa. Sau așa, nu știu, Irina. Cred că ar fi mai distractiv așa, nu? Da, putem să facem toți. Exact. Da, să gătim toți. Ce noroc pe capul Mihaelei. Ce bărbat are și cum o sorbe din priviri. Ce are ea și nu am eu. E ideea era până la urmă. Da? Da. Perfect, atunci așa facem. Uite, chiar stăteam de vorbă cu Irina și spuneam cât de norocoasă sunt eu că te am pe tine. Da, deci nu doar ea este norocoasă. Sincer, acum stau așa și mă uit la voi și sunteți așa de mișto împreună. Nu știu, e Mihaela e norocoasă să te aibă, sincer. Îți repet, nu doar ea este norocoasă, și eu sunt norocos. Da, corect, corect, da. Sunteți superbi, așa mă uit la voi. Nu știu, parcă sunteți din filme. Dar stai liniștită, ți-am spus să nu te simți cumva trist sau așa, pentru că o să găsești pe cineva, doar ce ai venit în București. Da, da, da. Liniștește-te. Liniștește-te, Bucureștiul are mult potențial din toate punctele de vedere. Serios. O să vezi. Sper doar să se înțeleagă cu Tudor. El e mai reticent în ceea ce o privește pe ea. Asta e, dacă Mihaela a chemat-o să stea la noi, trebuie să o suport, o să o accept. Sper să ne înțelegem bine. Măi, mulțumesc pentru încurajări, ce să zic. Sunteți super drăguți și sper să găsesc, uite, cum te-a găsit pe tine, Mihaela. Să știi că mai am niște prieteni singuri. Lucrurile se rezolvă, doar că trebuie să le luăm așa. Rezolvăm, ia! Bun, super, mersi. Îmi faci cunoștință cu ei, dacă... Ce, poate facem un grătar în weekend, vedem. O să rezolvăm și treaba asta. Facem împreună. Întotdeauna m-am înțeles bine cu Mihaela. Dar recunosc că mereu am invidiat-o pentru ceea ce are. Păi, atunci haideți să te instalezi, să-ți arăt dormitorul tău și casa. Da, sigur. Și apoi să gătim. Normal. Mihaela a primit-o pe Irina cu inima deschisă, chiar dacă Tudor a privit totul cu reticență de la bun început. Să aibă oare tânărul soț motive sau este vorba doar despre principiu și instinct? Asta vom afla pe măsura trecerii timpului. Neața. Neața, ce faci? Bine, uite, m-am odihnit destul de bine. Da, ai dormit bine? Da, da, dar din păcate s-a anulat interviul la care urma să merg. De ce? Totul bine? Da, nu știu, abia așteptam să mă duc. Mă gândeam că acum o să fie bine, dar s-a anulat și nici cum nu-i bine. Adică cu joburile astea, ba, dacă ești prea profesionist, nu-i bine, dacă n-ai experiență, nu-i bine. Adevărul e că nu mă duc la niciun interviu. Nu vreau să lucrez ceva dacă nu e pe placul meu. Stai liniștită, te văd cam stresată. Relaxează-te, acum stăm la o cafea, ne liniștim. Așa e. Fie bine. Așa e. Stai liniștită. E totul bine. Tu cum ești? Bine, puțin stresată cu munca, o să merg și eu puțin mai târziu. În rest, toate bune. Da? Da. Foarte bine. Mă bucur că te simți bine la noi. Eu vă mulțumesc pentru primire, pentru tot, adică... Stai liniștită, doar pentru asta sunt prietenii, nu? Da, mersi foarte mult. Uite ce bine arăți. Arăți foarte bine azi. Mulțumesc. Bine, și ieri ai arătat bine, tot timpul arăți bine. Mulțumesc, dar și tu. Tu mereu ești așa aranjată. E pentru Tudor mă gândesc. Și, dar ai văzut cum e. Bărbații, cum ai pus ceva pe tine, kilograme în plus sau cum nu mai ești aranjată, imediat observă și... au fugit la altele. Chiar așa crezi că e? Chiar atâta de, nu știu, exagerez poate uneori, adică nu e chiar așa. Nu, eu cred că nu exagerez. Bine, îmi și place să arăt eu bine, știi? Dar ideea e că așa l-am învățat pe Tudor. Și așa îți place să fii mereu, da, el te cunoaște deja, adică de ce cauți atâtea rochițe și că te cunoaște, te știe. Știu, dar îmi place să aduc mereu câte ceva nou, să îl mai impresionez cu ceva, să fiu tot timpul sexy. Foarte multă lume nu-mi dă mai mult de 20 de ani, așa că eu zic că mă mențin destul de bine. Serios? Da. Asta e foarte bine. Sper odată să găsesc și eu pe cineva. Ei, stai mă liniștită, nu te mai gândi
prea te gândești. O să vină el la momentul potrivit. Nu, chiar n-ai început să vorbești cu nimeni. N-am văzut cât este de băgăcioasă. Nu mai suport, vrea să știe totul. Măi, sincer, am început să vorbesc cu un tip și... Nu, nimic, am ieșit de două ori doar. Adică, eu simt că sunt îndrăgostită, dacă pot să spun așa. Adică, nu știu, dar doar de două ori e prea puțin. O să văd. Îndrăgostită? Da. Tu? Nu păi uite, se pare că da. Wow. Mă bucur că Irina și-a găsit în sfârșit pe cineva. E o fată extraordinară și merită să fie fericită. Nu am niciun iubit. I-am spus asta numai ca să scap de gura ei. O să-ți fac cunoștință cu el, dar... Când păi așa, ca să văd eu dacă e potrivit sau nu pentru tine. Că dacă îl văd că cumva își bate joc de tine, nu accept. Normal, dar nu, încă nu, pentru că e prea devreme. Adică să-l cunosc și eu mai bine întâi. Da, sau... corect, da, trebuie cunoaștere. Lasă că o să fie bine. Bine, aștept să-l cunosc, sper da, să fie. E ok. Arată bine? Da, e super drăguț. Nu e însurat sau are vreo iubită? Mai sper că nu. Din ce am observat până acum, nu. Adică nu l-am cunoscut încă, am ieșit de două ori, ți-am zis. Că veni vorba. Vii cu mine să-mi cumpăr lejerie nouă, intimă, pentru că aș vrea să-l impresionez din nou în seara asta. Iarăși, deci incredibil. Da, îmi place așa normal. Să vin cu ceva nou de fiecare dată, să mă vadă iar sexy. Deci ai atâtea lingerie și atâtea rochițe și halate frumoase, nu știu de ce mai cumperi, dar hai că vin, normal. Ziceam înainte de muncă să facem așa niște cumpărături, ce zici, e bine? Mergem, hai, da? Hai să mergem. Hai. După ce ne terminăm cafea, mai bine. Mai stăm un pic, mai îmi povestește Tudor. Da. Cele două vechi prietene s-au reapropiat și petrec din ce în ce mai mult timp împreună. Asta o face fericită pe Mihaela, care într-una din următoarele zile o întâmpină cu mare bucurie pe mama ei venită în vizită. Ce faci? Ai câte ușa, că e un frig afară, de mori. De mori. Da, chiar da. Cum ești? Bine. Tu? Ești bine? Toate bune? A fost bun drumul? Păi da, să știi, n-a fost de aglomerat. Hai! Haide, mamă, fă-te comodă. Bună seara! Mulțumesc! Bună seara! Irina, ce faci? Bine, uite, v-am venit aici, pe la Mihaela. A fost foarte drăguță să mă primească tot timpul ăsta. Am aflat despre mama ta, îmi pare nespus de rău. Sper că ești mai bine acum, nu? N-am avut ce să fac mai mult și încerc să-mi refac viața și să... Asta este bine. Să nu credeam că poți să fii atât de optimistă. După, na, da, a fost foarte un episod vreme. Foarte greu, dar uite, și cu ajutorul Mihaelei. Am zis să o ajut, doar așa fac prietenii, nu-i așa? Pentru asta sunt prietenii făcuți în viață, nu? Exact. Să ne ajute să trecem peste lucrurile, nu numai... vesele și peste cele triste, nu? Da, și până îmi voi găsi un job, Mihaela mă susține și uite. Normal, bineînțeles. Vreți să vă fac o cafea? Nu am apucat să-mi întreb. Asta vreau să spun, iubita mea, faci și tu o cafea, da, te rog. Cum să nu, bineînțeles. Mai bine nu, mai bine lăsați că... Nu, fără supărare, dar nu prea o face bună, e... Nu, cafea dar nu. Dar e o surpriză. Mai bine fă ceai sau o prăjitură sau... Da, ea făcea cafea bună, să știi. Ok, dar nu, dacă stau să mă gândesc, nici prăjitură, nici ceai, nu, lasă, nu gătește. Mai bine gătește altcineva. Mamă, de la o vreme nu... Nu... Ți-ai pierdut? Mai bine chemăm, comandăm ceva. Sau... Doar glumește. Comandăm, mai are de lucru, atâta tot. Acum fiecare cu părerea lui. Normal că Fisa nu știe să facă cafea, nu știe să facă nimic. Asta e culmea. Chiar mi se pare o nesimțire să-mi jignești copilul de față cu mine. Tu totuși fă-mi o cafea, te rog frumos. Da, riscul dumneavoastră. Sau dacă eu tot asum, te lauzi. Ia, eu am făcut-o, nu? Dacă tot te lauzi atât de mult, du-te și fă-ne tu, te rog. Eu pot să mă duc, dar... Da, chiar. Bine, te lauzi te cu cafeaua ta, vrem să vedem cât de bună e. Bine, hai, să vedeți, o să vă uimesc. Îți mulțumim mult. N-aveți pentru ce? A băut cafea de la mine de atâtea ori. Brusc nu-i mai place, ce-o fi cu ea? Și ce mai faci, mamă? Toate bune? Mai sunt ok, puțin obosită, știi? Cu job-ul, te cred. În fine, na, mergem înainte și cu toată situația asta care ne confruntăm acum. Și eu tot faci? Obosită, tot așa, tot cu munca, cu Tudor am încercat să stau mai des acum. Auzi, dar să nu-mi iei nume de rău. Spune. Dar ce caută fata asta la voi în casă? Măi, mamă, am zis să o ajut și eu, că, na... A dat de greu atunci cu mama ei, e singură și am zis să o primesc mamă, puțin la mine. Nu e bine ce faci. Fimea nu mi se pare normală.
Cum să accepte că altă femeie să locuiască în casă cu ea și cu soțul ei? Ceva, nu știu, ceva nu-mi place la fata asta. De ce spui asta? Așa e ea, mai... Tu n-ai văzut ce reacție a avut? Bine, poate că e o chestie banală asta cu cafeaua, da? Tu crezi că o prietenă adevărată a reacționa așa? Astea sunt glumele noastre, suntem prietenele, suntem cele mai bune prietene, așa glumim noi. Eu știu noi. Că sunteți o altă generație și eu înțeleg lucrul ăsta și la voi, mă rog, se admit anumite glume, dar totuși, nu știu, cât de prietenă ți-ar fi? Nu, chiar sunt normale lucrurile astea, la noi. Ai tu încredere așa? Da, eu zic că e o fată foarte bună și minunată, dacă ai stat să o cunoști, chiar nu e... Nu știu, flerul meu îmi spune că... Este ceva ce nu-mi place la ea. O iubesc pe mama, dar se vede clar că face parte din altă generație. Mie mi se pare normal să o ajut pe prietena mea cea mai bună, fiind la ananghie. Chiar e o prietenă bună, ne știm de atâta timp și știe asta. Ok, am încredere în tine și... Da, te rog eu mult, ai grijă. Bine, acum hai să schimbăm subiectul. Bine. De când nu te-am mai văzut, abia așteptam să te întorci. Da, păi și tu, na, ai fost și tu ocupată și eu am fost cu toate treburile. Ia uite că a venit și cafeaua. Da, să vedem cu ce te lauzi. Uite, am fost foarte punctuală. Da, uite. Sper să vă placă. Mă, e bună, dar să știi că eu o facem mai bună. Așa ziceți. Data viitoare facem un concurs, eu așa zic. Eu așa zic, da, data viitoare tu faci una, ea face una și vedem care... Da, cel mai bine, tu, exact. O să lupt. Mergem la mall și iau un premiu, cea care câștigă. Da, bună idee, facem. Pentru mine, Madame Lavinia este doar o matracucă fandosită, la fel ca Fisa. Și Tudor când vine de la serviciu? Păi, nu știu, probabil puțin mai târziu, ar trebui și el să ajungă. Da, mă gândesc, poate să-i gătim ceva, să nu fie ieșit de foame. Vezi, e mai îngrijorată decât tine. Normal, vezi? Ce ne facem? Nu, mamă. Trebuie să avem grijă la el. Da, mă, cum adică, mă, normal, tu să spui întrebarea asta, nu? Trebuie să avem grijă de săracul băiat. Cred că trebuie să aibă. Muncește mult. Ia. Mie nu-mi place deloc fata asta. Prea se bagă unde nu-i fierbe oala. Abia aștept să scap de amândouă din casa asta și să fiu fericită alături de Tudor. Am auzit bine? Asta își dorește Irina? În cazul acesta, atenție mare! Să avem, să acum că sunt și eu aici. Vrea să se integreze, să ne fie de ajutor. Ok. Deci, ce, gătiți? Gătim ceva, da. Ajut sau... Eu aș vrea să-i gătim, dacă eu tot. Cred că mai bine am comandat ceva de data asta. Mai bine așa. Suntem obosite toate și mai bine așa. Știi ce preferă sau știi ce preferă? Ca să... Mai, eu le-am văzut că îi place pizza, îi plac pastele. Toată lumea preferă pizza și pastele, cred că e o chestie generală, nu? Deci ce facem? Comandăm pizza sau nu mai bine comandăm ceva, o friptură? Da, nu știu, eu mă duc să mă uit peste meniu, mă duc în dormitor să văd ce e și okay. Poate găsim și ceva bun. Și dacă găsești ceva interesant. Da, da. Mihaela să nu spună că nu am avertizat-o. Ca dovadă. Unde este Tudor? Când vine Tudor? Ce mănâncă Tudor? Dacă Tudor e fericit, ce are nevoie Tudor? Chiar nu înțeleg. Ok, poate e puțin deplasat că e atât de interesată de Tudor. Dar vrea să se facă și ea plăcută până la urmă. Ți-am zis că e fată bună. De ce nu se preocupă de ce mănânci tu? De ce de... Pentru că eram aici, de asta. Și probabil aș fi zis ce vreau să mănânc și s-a gândit că Tudor nu e aici și... Să-i comandăm și lui ceva de mâncare. Atâta tot. Ok, o să-l aștept să-l văd și pe Tudor. L-am mai văzut de mult. Vine târziu? Nu cred. Nu ar trebui să ajungă foarte târziu. Mai are puțin și cred că vine și el. Ok, îl așteptăm împreună, mai să ne poate povești. Mâncăm cu toții, da. Da, mâncăm toți. Okay. Poate rămâi și peste noapte? Mai nu cred. Știi cum e, cum îmi place mie să fiu în patul meu, mâine n-ați am treabă, dar rămân până târziu și... În fine. Bine, da? Bine. Ciocnim un pahar și vedem ce facem, așa da? Facem, așa facem. Bine, hai că mai gust din cafeaua mirobolantă a Irinei. Ești rea, mamă. Expresia mamei spune totul, iar flerul și experiența de viață nu o înșeală. Dovada o avem și în ziua următoare, când Irina pregătește masa, iar apoi cu emoție și puțină fâsticeală, îl așteaptă pe Tudor ca și când ea ar fi soția lui. Salut, Tudor! Bună! Uite, ți-am pregătit ceva să mănânci, că știu că ți-e foame când vii de la serviciu. Mulțumesc, dar nu trebuia.
Ei, nu, păi da, ești și tu obosit. Ce să-ți mai faci? Haide! Da, am avut o zi grea la muncă, dar nu trebuia. Trebuie să te odihnești un pic, uite, să mănânci ceva, să-ți revii. Adică știu că te-ai de obositor și tu muncești atât de mult. Da, dar totuși nu era nevoie să-mi pregătești nimic de mâncare. Ei, nu, cum să nu? Păi mă gândesc la tine, uite, trebuie să te destresezi și tu un pic, așa, să fii mai relaxat. Nu ți se pare un pic ciudat ceea ce faci? La ce te referi, nu-mi tu, Dor? Nu-mi place masajul, în primul rând, și în al doilea rând nu cred că ești persoana potrivită să-mi facă masaj. Ei, haide, e vorba doar de un masaj de relaxare, atâta vreau, ei, să te ajut să te relaxezi. Tocmai asta e problema, că mai mult mă încordezi. Sunt bărbat, îmi dau seama când o femeie îmi face o ochi dulci. Clar, Irina are alte gânduri. O să fac eu ce o să fac și tot o să mă apropii de Tudor. Nu mă las. Bine, mănâncă și, nu știu, ne vedem mai târziu dacă... Ok. Am vrut doar să te ajut să te relaxezi, că știu că ești obosit și surmenat. Da, bun, bine. Îți mulțumesc oricum pentru tot. Cu drag. Bine, poftă bună, te las să mănânci atunci. Vrea el să pară că nu mă place, îmi opune rezistență, dar sunt sigură că o să ne prietenim mai mult. Păi, nu ți se pare totuși un pic ciudat că Irina mă așteaptă cu masa pusă? Pur și simplu, probabil îi merge mai prost. Asta nu înseamnă că, eu știu, vrea să te supere cu ceva. Păi și ce, mă? Când nu-i învățat acasă, ce știe ce faci tu? Sunt însărcina ta! Pe bune! Da! Ceaiul ăsta o să te ajute să te liniștească, să te revigoreze. Ce pe tine? Da, iubire! Calmează-te! Calmează-te! Poți să fie însărcina! Acum că Mihaela nu este acasă, totuși nu mi se pare corect ca noi doi să stăm singuri în casă. Ți-am adus un ceiuleț cald ca să te simți mai bine. Tudor, chiar dacă mănâncă cina, este foarte bulversat de ce se întâmplă. Doar Mihaela îi acordă credit 100% Irinei. Bună, iubito! Hei, iubire, ce faci? Ia un loc, te rog, că vreau să vorbim. S-a întâmplat ceva? Ai gătit tu? Nu, de ce? Păi, nu ți se pare totuși un pic ciudat că Irina mă așteaptă cu masa pusă? Îmi face masaj mai mult de atât, să mă destreseze, detensioneze, dar de fapt mă enervează această atitudine. E foarte drăguț, uite, mi se pare drăguț din partea ei că ți-a făcut să mănânci. A, și faptul că vine și începe să mă mângâie și să facă masaj e la fel de drăguț. Să te mângâie, nu cred că te-a mângâiat. Știu inocența Mihaelei, uneori este naivă, dar să nu spună că nu am avertizat-o. Adică averez. Nu am zis că aberezi, Doamne ferește, doar că poate vrea să fie și ea de ajutor. Eu înțeleg, de ajutor tot încearcă să se facă de 3 săptămâni, dar ajutorul ei să-ți găsească un loc de muncă? I-a mers mai prost. Stai liniștit că o să-și găsească și o să plece, nu trebuie să fie. Azi își programează un interviu pentru mâine, peste noapte interviul dispare. De 3 săptămâni. Pur și simplu, probabil îi merge mai prost. Asta nu înseamnă că... Eu știu, vrea să te supere cu ceva. Încercam. Nu că vrea să mă supere. Nu că vrea să mă supere. Mie mi se pare că prea se apropie de mine și nu e cazul. Prietenie, prietenie, dar trebuie să păstrăm niște limite. Ai dreptate, dar nu cred că a făcut ceva intenționat să ne supere pe noi. Probabil pur și simplu vrea să se integreze, iubire. Sunt convinsă că Irina doar vrea să fie drăguță cu noi, fiindcă o ajutăm și cu bani și cu mâncare și cu casa și cu mai multe. Irina pare că i-a spălat creierul nevestemii. Are încredere oarbă în ea. Recapitulăm. Era în picioare lângă masă, mă aștepta cu masa pusă, îmi pregătise locul pe scaun, era îmbrăcat într-o rochie sexy. Cum am așezat pe scaun, a început să-mi spună lucruri de genul că eu muncesc mult, că sunt tensionat, că să-mi fac un masaj. Nu știu ce să spun, sincer. Probabil ți s-a părut ție puțin... Mi s-a părut mie cum? Puțin deplasat. Dar nu cred, e prietena mea cea mai bună, nu mi-ar face ea vreodată ceva de genul. Ți-am mai spus ție cum e cu prietenii, dar fie ca tine, mi se pare mie atunci. Nu, iubire, haide, nu mai fi supărat, te rog.
Te rog, numai în caz de ceva să nu spui că nu ți-am spus. Tudor spune lucrurile astea doar pentru că nu o place pe Irina, dar ea este o fată extraordinară. Nu, Irina nu este o fată extraordinară, dar în naivitatea ei, chiar dacă a fost avertizată, Mihaela asta crede, în timp ce Irina își face în continuare planuri. Sunt așa norocoasă, o să vezi că o să-ți găsești și tu un iubit într-o zi. Ce să spun, ce să crezi, că l-am găsit deja. Irina e o fată minunată, vrea doar să se integreze. Eda, o să vezi tu ce o să mă integrez eu. Deci sunt sigură că într-o chestiune de timp, Tudor o să fie al meu. O să-ți arăt eu ție, Mihaela. Deci tu crezi că totul e așa roz și că eu sunt cea mai bună prietena ta, dar o să vezi că Tudor o să fie al meu. Da, vreau doar să mă integrez asta. Bună, Tudor! Ce citești? O carte. Limbajul trupului. Auzi, știi ce îmi spune mie limbajul trupului tău? Ce spune limbajul trupului meu? Că ai nevoie de niște ciocolată. Ia, uite, să te îndulcești un pic, că te-am văzut așa mai stresat în ultima vreme. Știi? Da, mulțumesc. Și ce mai faci în rest? Mă bucur de cartea asta. Ce frumos îți stă părul. Ți-ai făcut ceva la el? Da, l-am aranjat. Ah, super. Vrei să îmi citești de acolo? Să citim împreună? Păi mai sunt cărți în bibliotecă. Păi știu, dar vreau să citesc cu tine. Păi citim împreună. Tu o carte, eu o carte. Și dacă păi e, formă, le schimbăm între noi. Eu, dar vreau să uite, să mâncăm ciocolată și să-mi citești un pic de acolo. Că bine, mă plictisesc când citesc singură. Bine, hai să mâncăm ciocolată, te rog. Eu știu că el mă respinge pentru că, de fapt, mă place. Am luat, mai ia și tu. Bine, uite, o să mai iau puțin. Și așa nu mă simt prea bine și... O, de ce ai? Dar doar nu te simți rău. Tu doar. Sunt puțin obosit atât tot și... Of, dar sper că... Băi, uite. O să-ți mai fac ceva de mâncare dacă nu. Poftim, eu îți mulțumesc pentru ciocolată, dar chiar nu... Nu am nevoie, vreau să am și un pic de timp liber pe care să-l petrec singur. Dacă nici asta nu este o dovadă clară că se dă la mine, atunci eu nu știu ce să mai spun. Dar nu vrei să ne uităm la un film? Băi, nu, uite. Te rog eu, lasă-mă să termin și eu cu cartea asta în câteva pagini. Pe urmă, să vreau și eu să merg să fac un duș, să mă duc în cameră, să mă relaxez puțin. Pe urmă, să vine Mihaela și am ceva planuri cu ea. Tot ce-mi doresc este să scap de femeia asta mai repede, dar cred că ea nu înțelege. Atunci, dacă te deranjez, mă duc, bine? Bine, și... îți mulțumesc. Dar vorbim mai târziu, bine? Da. Ne auzim mai târziu. Bine, sigur. Bine. Să-mi... Bine, pa, pa, Tudor. Pa, pa. Abia aștept ziua în care Tudor va fi al meu și ne vom iubi ca doi nebuni. Apreciem exaltarea teatrală a Irinei, însă de fapt Tudor nu este deloc interesat de stimata domniță. Din contră, el nu mai știe ce să facă pentru a scăpa de ea, iar pentru asta vrea să se sfătuiască cu un bun prieten. Ai ajuns, Marian. În sfârșit, frate. Am ajuns, băi. Salut. Salut. Hai. Bă, hai să ne facem comuze aici afară, că... Păi cum, mă ții afară în frig? Haide că-ți povestesc eu nebună la mine și nu mai scap de ea. De ce? Ce s-a întâmplat? M-a terminat psihic. Cine? Nu mai pot. Cu o prietenă, mă, dar o nevastă mea, o țignită, nu, e sărită. Nu, de ce? Nu știu cum să te explic. Păi, nu știu, orice aș face, orice zic, ea tot timpul e acolo, săritoare, ba să-mi gătească, ba să-mi facă masaj. Păi și ce e rău ăsta? Bună, băieți! Salutare! Bună! V-am adus niște cafeluțe, uite, să vă mai încălziți un pic. Mulțumim, Irina, îmi pare bine. Marian, îmi pare bine. Și mie. Arată bine, Marian, dar cred că Tudor are mai mult potențial. Cum sunteți? Bine. Da, v-am adus, v-am auzit vorbind și am zis poate vreți să vă mai încălziți, mai... altfel de conversație la o cafeluță, da, nu? Da, mulțumim. Mulțumim. Bine. Vă las atunci. Bine. Bine. Pa, pa.
Vreau ca Tudor să vadă cât sunt de atentă și drăguță. Le-am făcut cafea, nu ca Mihaela, care e dezinteresată total. Mai ai nevoie de cuvinte? Păi și ce care trebuie? Stai puțin că... Păi, ți-am spus mai devreme. Cum vin acasă, că ești obosit, să facă, să mănânc, să-mi facă un masaj, să mă relaxeze. M-a auzit că vorbesc cu opa, vine cu cafeaua. Uite, văd, și ce e rămâne asta, când înțeleg? Poate nu par, dar nu sunt genul de bărbat care să își înșele soția. Da, frate, da, e prietena lui nevastă-mea, nevastă-mea, știi ce înseamnă nevastă-mea? Așa, și care e problema? Cine a dus-o în casă? Nevastă-mea. Păi și atunci? Păi tot explic. Îi tot spun, i-am zis, uite, face asta, face asta, face asta, ok, am înțeles, nevastă mi-a spune că exagerez eu, că sunt eu paranoic, că nu știu că reușește să gătească. De... Nu-mi trebuie. De ce? Nevastă mea? Am nevastă? Ce înseamnă nevastă? O iubesc pe Mihaela și nu aș vrea să o fac să sufere, mai ales să o înșel cu prietena ei. Mi se pare josnic. Păi și ce, mă, când nu e nevastă ta acasă, ce știe ce faci tu? Da, e nevastă mea, o iubesc, de-aia m-am măsurat cu ea, că dacă nu o iubeam și voiam așa ceva, aveam așa ceva. Uite, vezi? Lasă-mă că vin și eu și stau la tine. Chiar te rog. Și așa e singură. Da? Da, e singură. Și cred că asta este problema. Băi, sincer să fiu, îl înțeleg. La câte mi-a povestit despre fata asta, nici eu n-aș sta nicio secundă cu ea, că dacă e țăcănită... Vino Dumnezeului mai des la noi, ia-mi de pe cap. Că nu-mi trebuie, pur și simplu. Am zis că vin la tine, nu am zis că vin să o iau. E o diferență. Eu m-aș bucura să vii pe la mine, să stai pe aici și să o iei. Bă, și eu m-aș bucura să vin să stau la tine, dar nu să o iau. Dar ce, mă, casa mea e hotel? Pensiune? Păi, vii, îți place ceva, iei acasă. Păi de ce, e obligat? Păi, dar cum ai vrea ea? Păi ce, mă, e obligat? Asta, ce, cum, adică, vii, o vezi, o... Păi ce, suntem la târg? A, da, mai fii atent, știi dormitorul ăla acolo unde... camera care o să fie pentru un copil viitor. Vrei să scap de aici că ai umblat acolo? Mă, nu, n-ai înțeles. Camera aia care o să fie camera copilului. Bă, lasă camera că vorbeam de... O să spun și două persoane acolo, o să spun și un... Eu vorbeam de rucinata asta, nu mai schimba subiectul. Tu ai umblat acolo, de-aia vrei să scap de aia. Nu, nu am umblat și nu vreau. Bă. Mie că strică casa, frate, și chiar o iubesc. Bă, nu cred că are cum să strice casa. Ești incredibil, frate. Bă, măcar m-a scos din stare, mă, fac să râd. Noroc cu Marian. Are o carismă aparte, m-a făcut să râd. Nu știu, ar trebui să cred că sunt eu sărit după fix, dar tu îmi dai speranțe că păi, nu. Dar, bă, lăsă-mă vrăjel ăsta, mă. Ai înțeles cu vii, cu vino, ata, vino, domne, ia-mă de pe cap. Păi vrei să scap de aia că ai făcut ceva? Păi cum, masaje? Nu vine una așa, iurea, de pe stradă, prietena lui vă să-ți gătească, să-ți facă masaj, să te... Bă, hai să spun eu treabă. Pe spate, și... Bă, hai să spun eu treabă. Acum, lăsând gluma la o parte. Eu am văzut-o puțin invidioasă pe nevastă. Ai înțeles? Și poate să zici că aș fi bărbat și aș scăpa, că na, bărbat. În secunda 2 m-ar da în gât, special ca să mă îndepărteze de nevastă. Cine? Păi și ce dovezi? E cuvântul tău împotriva cuvântului. Da, diferența este că ea e prietenă cu nevastă mea, iar nevastă mea, dacă i-am spus că îmi face masaj, că îmi face de mâncare, că se gudură pe lângă mine, nevastă mea spune că eu sunt paranoic. Păi și tocmai asta îi zici. Băi, cum ți-o crezi pe aia? Păi... Eu am venit, am atras atenția că a venit, mi-a făcut masaj, mi-a făcut aia. Du-te, bă, și umblă acolo, bă, și lasă-mă vrăjeala asta, mă. Hai, mă, lasă glumele astea, lasă balivernele astea, tu nu mai te spui la mine. Bă, serios ai devenit tu, bă, așa, într-o dată. Are dreptate și el. Un bărbat, dacă înșeală, nu trebuie să înșele așa aproape de casă. Hai, zi, vii mai des pe la mine? Bă, lasă cu desul și cu astea. Hai, Doamne, iartă-mă să mergem să bem o bere, ceva, nu mai ne aduc asta, cine știe, ne mai face și de mâncare, ceva, doamne. Hai, mă, lasă asta, eu zic că trebuie să mai ridic, că tu iei ciocolata pentru ambalaj, nu pentru gust. Hai, mă, hai, mergem să bem o bere sau... Hai, de mâncat, dacă ce așa, hai, m-a căpiat asta. Discuția băieților continuă într-un restaurant și sperăm că Tudor nu va pune în practică ideile lui Marian. Cât despre Mihaela, ea continuă să aibă mare încredere în Irina, o femeie de o ipocrizie fără margini, care poate oricând deveni periculoasă. A fost groaznic interviu azi. Da? Da. Păi am crezut că o să mă aleagă, dar n-a fost să fie. Nu știu, parcă îmi pierd speranța. Ei, nu spune asta, termină. Știi doar că trebuie să fii pozitivă. O să găsești. Așa e, dar nu reușesc să mai... Hai să luăm un loc. Auzi, dar de ce am venit aici? În parc. Păi... Voiam să
mă simt un pic, știi? Trebuie să zic ceva. Așa, ai pățit ceva sau ce? Nu, știi, faptul că te-am adus într-un părculeț de copii ar trebui să-ți dea o idee. Păi da, e ciudat, suntem într-un părculeț de copii, adică ce s-a întâmplat? E tot ok? Sper să fii pregătită. Așa? Pentru că mi-a întârziat, știi tu ce? Ok. M-am gândit să-mi iau un test de sarcină și l-am făcut la serviciu și... Sunt însărcinată! Pe bune! Da! Ești... Wow! Super! Wow! Nu te bucuri! Ba, cum să nu? O să am un copil! Serios? E o veste așa frumoasă, incredibil. Deci mă bucur pentru tine. Mă bucur că te bucur cu mine. Da, normal, Mihaela. E wow! Adică... Nu pot să cred. O să ai în sfârșit familia pe care ți-o doreai. Nu vine să cred că a rămas însărcinată. O urăsc. Mătușica Irina. Ei, cum da! Cum asta? Wow! Ce veste neașteptată! Mătușica Irina. Eu vreau să-i zic lui Tudor, dar încă nu știu cum. Vreau să fie ceva inedit, să fie ceva special. Cum crezi că ar trebui să-i spun? Băi, nu știu, sigur o să se bucure oricum ar fi. Adică, nu știu, dai și tu o poză cu testul. Ceva. Nu e un pic cam simplu? Nu, nu, sigur o să se bucure. O să fie un șoc, dar un șoc pozitiv. Deci, da, de ce da, nu? E posibil. Trimite-i o poză. O poză. Bine, hai că o să-i trimit eu o poză. Doamne, și deci ce veste! Am zis să te aduc aici, să fii alături de mine. Pentru că e un pas nou, un pas mare pentru mine. Ceva ce mi-am dorit de foarte mult timp și îți dai seama, a fost destul de greu. Dar acum că o să fie cu Tudor și o să fii și tu lângă mine. Normal, o să fim toți împreună și tu o să ai în sfârșit ce-ți doreai și o familie perfectă, nu? Așa cum voi ai de atâta timp. Da, adică tu și da. Cu Tudor și micuțul sau micuța de acolo. Da, o să fie micuța, sper, sau micuțul, cine știe. Sănătos să fie, Doamne ajută să fie sănătos. Știu că toată lumea îmi spune că mă grăbesc. Dar mereu am visat să fiu o mămică tânără. Da, sper din tot sufletul să fie bine. Adică Tudor o să se bucure pentru mine. Sper, pentru că amândoi ne doream. Ești norocoasă. După ce că are totul, acum o să aibă și un copil. Chiar ești și norocoasă. Și tu o să fii norocoasă. Simt un pic de tristețe din partea ta, dar stai liniștită. O să apară el. Doar că e o veste așa neașteptată, nu știu, e... Sigur te bucur cu mine? Da, cum să nu? Cum să nu, Mihaela? Doar știi că sunt alături de tine, nu? Și sunt prietena ta doar. Parcă-mi și imaginez cum îl dau așa în leagăn și mă strigă și pe mine și pe Tudor. Nu mi se pare nimic mai frumos pe lumea asta decât să ai un copil. Da, păi o să fie exact ce ți-ai dorit, nu? O să stați acolo, să fiți bucuroși. Mamă, ce mă bucur. Super. O să fac tot posibilul să intru pe sub pielea lui Tudor. Tudor o să fie al meu. În sfârșit, Doamne, felicitări! Mersi, e minunat! Vestea este o imensă bucurie pentru Mihaela și un nou motiv de invidie maximă pentru Irina. Este foarte curios totuși cum Mihaela nu simte energia negativă pe care Irina o emană în jurul ei. Tudor, în schimb, simte că ceva nu este în regulă cu Irina, dar pentru că Mihaela nu l-ascultă, alege să se concentreze deocamdată pe muncă. Da, Maria, înțeles. Nu știu ce s-a întâmplat astăzi, mi-a dat mie liber. M-am mirat și eu, dar în același timp m-am și bucurat. Nu știu, mai stau acasă, mă relaxez. Trebuie să vină și Mihaela. De la muncă, nu știu. Văd de ce fac. Tu vorbești serios? Cum? Păi nu m-a lăsat liber și pe voi vă rupem două? Da, nu știu ce strategie are, dar cred că are boală pe voi. Da, mă, nu știu. I-ați greșit voi cu ceva de... A făcut lucrul ăsta. Se răzbună. Altfel nu pot să-mi explic. Hai că a venit Mihaela, dacă e, te sună mai târziu. Bine, salut. Ce faci, bine? Ce faci, draga? Hai, vin, stai jos. Ce puțin? Am puține emoții. Închide ochii și închide mâna. Lasă puțin telefonul, te rog. Așa, întinde mâna. Și închide ochii. Mă sperii. Te rog, am surpriză. Așa, haide. Închide ochii, da? Dar nu trișezi. Nu. Nu? Poți și pune și altul la ochi? Ai, iubire. Deschide ochii. Uită-te, hai, te rog, uită-te, te rog, uită-te. Ce este? Uită-te sarcină.
Și două înseamnă ce? Că sunt însărcinată. Că o să avem un copil. Vrei serios? Da. Nu o să cred în sfârșit. Tu realizezi? Nu te bucuri? N-a fost nevoie de atâta muncă. Da, nu te bucuri? Ba da, mă bucur. Sigur? Pe cât de mare este bucuria celor doi soți, pe atât de mare este și invidia Irinei. Iar această invidie devine de necontrolat, transformându-se în acte foarte periculoase. Coada șoricelului, puțină roască, puțin pelin, lemn dulce și puțin bun. Hai să vedem dacă o să mai fi tu însărcinată după chestia asta. Ia să vedem. Într-adevăr, combinația de ceai de coada șoricelului, pelin, rostopască, lemn dulce și busuioc în concentrații foarte mari pot provoca sângerări, contracții și pierderea spontană a unei sarcini. Mihaela este într-un real pericol. Bună, Miha! Bună, ce faci? Bine, uite, ți-am făcut un ceai, să te mai relaxezi un pic. Mersi mult, sincer, aveam nevoie, sunt foarte obosită. Da, te cred, plus că o să-ți mai treacă grețurile, o să te simți mult mai bine după el, o să te mai relaxezi și tu. Nu ea o să aibă un copil cu Tudor, ci eu, pentru că o să am grijă să nu ducă sarcina la bun sfârșit. Sunt obosită, nu știu, nu am dormit bine azi noapte, am avut niște grețuri azi la birou, iar nu m-am simțit bine. Dar ai grijă de tine, trebuie să ai grijă mai mare. Uite, ceaiul ăsta o să te ajute să te liniștească, să te revigoreze. Trebuie să ai grijă, Miha, de tine. Ești o prietenă minunată, mulțumesc mult. O să iau gură și după aceea, dacă nu te superi, o să-l beau în cameră, sunt foarte obosită. Sigur, sigur, trebuie să te odihnești, asta e prioritar acum. Binele tău și al copilașului. Oh, mulțumesc, să-l bei pe tot, că îți prinde bine, te ajută și cu grețul. Da, mersi, mersi mult. N-ai pentru ce. Privirea Irinei este deja malefică și se poate spune că ea însă și-a pierdut controlul propriilor acțiuni, iar asta poate cauza lucruri foarte grave. Ce pe tine? Calmează-te, așteaptă. Calmează-te, liniștește, am mai citit și e normal. Cheamă ambulanța pe cineva, te rog. Așteaptă că o să chem ambulanța. Adevărul este că și eu sunt îngrijorat, dar încerc să păstrez calmul pentru Mihaela. Te rog, calmează-te. Hei, liniștește-te. Ce s-a întâmplat? Sângerează. Chemați pe cineva. Stai. Se întâmplă chestia asta, da? În sarcină e normal. O să fie bine. Așteaptă-te, sună ambulanța. O să fie totul bine. Stai liniștită, te rog. Miha, gata. O să pierd copilul. O să fie bine, o să vezi, crede-mă, nu o să pierzi nimic. O să pierd copilul! Chiar aveam dubii că va funcționa amestecul meu miraculos, dar iată că a funcționat mai repede decât mă așteptam. Gata, la ambulanță, liniștește-te, o să fiu ok. Respira. Nu suport să o văd pe Mihaela plângând sau suferind. Aș face orice ca ea să fie bine. Pericolul încă nu a trecut, însă Tudor este nevoit să se întoarcă acasă. Nelipsită este și periculoasa Irina.
O să vezi că o să fie bine. Nu mai fi supărat. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Momentan, starea Mihaelei este stabilă. Dar de copil încă nu știm nimic. A rămas sub supravegherea medicilor. O să vezi că o să fie bine. Și ea și copilul o să se simtă bine. Da, dar vezi că e situația asta acum cu toată nebunia cu pandemia și nu putem să stăm în spital, nu ne lasă nici să vorbim. Nu te mai îngrijora atât, că n-are rost. Crede-mă pe cuvânt, o să facă medicii tot ce pot. Nu am decât să fiu optimist, e singurul lucru pe care pot să-l fac. Normal, Tudor, trebuie să te liniștești, pentru că medicii o să facă tot ce pot și o să vezi că o să se simtă foarte bine. Și o să revin acasă. Uite, eu vreau doar să fii tu bine, înțelegi? Acum cât este Mihaela în spital, am timp suficient să-l consolez pe Tudor. Poate vrei să-ți fac ceva de mâncare sau nu știu. Uite, chiar voiam să vorbesc despre chestia asta. Acum că așa. Mihaela nu este acasă, totuși nu mi se pare corect ca noi doi să stăm singuri în casă. Aș vrea dacă s-ar putea, nu știu, să mergi undeva, nu știu, de exemplu la mama Mihaelei câteva zile până se întoarce Mihaela acasă. Tudor, da. E loc de interpretare și nu aș vrea să se întâmple lucrul ăsta. După ce ai trebuit să o suport pe Mihaela, acum să mă duc în casa maică-sii să o mai suport și pe aia. S-o crezi tu? Ascultă-mă, eu văd că tu ești epuizat și vreau să fii bine, voiam să am grijă de tine, de asta voiam să stau aici. Sunt epuizat, dar situația asta, tensiunea asta din casă, din ultimele săptămâni, mă epuizează și mai rău și cred că mi-ar face bine dacă aș rămâne singur câteva zile. Și n-ai nevoie de mine, nu știu, să te ajut, să fiu alături de tine. Îți mulțumesc că ești săritoare și vrei să mă ajuți, te înțeleg perfect, dar cred că mi-ar prinde bine dacă aș sta singur până vine Mihaela. Pe lângă situația asta stresantă, mai e și Irina, care ba mai mult a devenit din ce în ce mai insistentă. Doar ce a plecat Mihaela din casă și ea aproape că sare pe mine. Nu pot să cred că îmi cere să plec din casă acum când eu eram gata să-mi pun planul în aplicare. Ok, uite, dar am un interviu mâine și durează până îmi fac bagajul, până mă pregătesc. Nu aș putea, nu știu, să plec mâine, seară sau mâine. Să mai stau seara asta? Bine, atunci mâine să fie. Mulțumesc, Tudor, mersi pentru mine. Nu mai pentru ce să mulțumești, ok. Și ți-am zis, dacă vrei să-ți fac ceva de mâncare sau să te ajut în vreun fel... E ok, mă descurc, nu. Oricum nu am poftă de mâncare. Da. Toată situația asta m-a dat peste cap și am nevoie doar de odihnă. Dar nu trebuie să te odihnești și nu trebuie să te mai gândești la nimic. Și trebuie să, nu am cum să te detensionezi. Nu am cum să nu mă gândesc la nimic și nu am cum să mă detensionez în contextul în care soția mea însărcinată este la spital. Da, de asta e acolo. Sunt medicii care se ocupă de ea. O să vezi că totul va fi asta bine. Asta nu înseamnă ca eu să mă apuc să dau o petrecere acasă, că sunt medici acolo să aibă grijă de ea. Nu, Tudor, nu ți-a cerut nimeni asta. Doar să, uite, să stai, să vorbești cu mine, să descarci. E perfect. Nu m-ar ajuta. Nu mă las. Am spus că nu mă las până nu o să-l fac să fie al meu și așa o să fie. Uite, Tudor, măcar lasă-mă să-ți fac un ceai, ca să te simți mai bine. Ok, bine, atunci un ceai dacă nu pot să scap de tine. Super, o să vezi că o să dormi mai bine de la el. Da, mulțumesc. Nu mă simt deloc confortabil cu ea în casă și aș vrea să plece cât mai repede. Ultima dată când a făcut Irina un ceai nu a ieșit bine deloc. Oare ce pregătește de data aceasta? Ți-am adus un ceiuleț cald ca să te simți mai bine. Să dormi mai bine, știi? Și... Da, mulțumesc. N-ai pentru ce. Și eu o să plec.
Irina are un plan exact. La spital, medicii au spus că e posibil ca dimineață să o externeze pe Mihaela. Asta pentru că Irina pândește momentul cel mai potrivit acasă pentru a înscena o situație prin care, consideră ea, îl va avea pe Tudor pentru ea. Ce faceți, mă, aici? Ce faci, mă, în pat cu... Cu soțul meu! Stai un pic să-ți explic. Ce să zic? Jos din patul meu! Ce porți, mă, pe tine? Ok, a fost, mă, cu ea în pat? I-a plăcut, a fost inevitabil. N-am avut să poftim. Cine vine, ce porți? Ce porți? Asta e halatul meu! I-a plăcut să mă vadă în el. Ce cauți cu ea în pat? Păi uite ce caute! I-a plăcut! Ne oprim puțin? Ce puțin? Te sunai până acum pentru că m-a lăsat să vin acasă de la spital? Te sunai până acum și tu ce faci, mă? Ești în pat cu cea mai bună prietena mea? Mihaela, se întâmplă. Ce să se întâmplă? Tu dacă te urești prietena mea, ce cauți în pat cu soțul meu? Ne-a plăcut, ne-a plăcut. Bă, ce te-a plăcut? Ce să-mi placă? Bă, e bărbat, e normal. Poftim? Mă înșelați? Mă, voi mă înșelați pe mine? Calmează-te puțin că sunt la fel de... Cum să mă calmezi ce căutați? Ce? Ce s-a întâmplat? La fel de defusolat ca și tine. Cum să fii defusolat? Lasă acum, odată trece cu vederea. Nu știu, dar odată crede-mă. Poftim? Te-am primit la mine în casă ca să ce? Să mă înșelați amândoi eu când eram în spital? Oprește-te o secundă, te rog, că s-ar putea să o scot afară pe geam. Pe mine să mă scot. Ei, Tudor, lasă acum, nu fă de față cu ea așa. Stai Miha, puțin. Se întâmplă. Orice bărbat mai face o dată în viață de tu două ori. Tu să taci din gură, Miha. Ce cauți cu ăsta pe tine? Ia și ce să mă vadă în el. Dacă erai prietena mea. O să-l ierți, crede-mă. Dacă erai prietena mea, nu aveai ce să cauți cu el, da? Crede-mă, ce să cred? Uite, ce e bine, copia? E pe picioare. Știu că mi-a făcut un ceai și atât, știi? Ce ceai? Păi, te întreabă pe ea. Contează să fii sănătoasă, atâta tot acum. Poftim că sunt sănătoasă. Păi e o nebune din cauza ta, ieși afară. Nu pot să cred că ai reacția asta. Uite, noi ne-am plăcut. Ce reacție? Noi prieteni. Ce iubito mă iei pe mine cu iubito? Când ți-am spus că îmi face mâncare, mă masează, ți-am spus acum mi-a făcut un ceai. Ți-a plăcut? Ce să-mi placă, că nu am făcut nimic? Dacă nu-ți plăcea, atunci zi și mie, te rog frumos, ipostaza asta în care v-am găsit. Mihai, de câte ori ți-am spus că nu are ce caut? Puteai să răspunzi, te rog frumos, nu puteai să răspunzi la telefon? Te sunai de atâtea ori, atât de atât dormeai? Așa o noapte furtunoasă ai avut de nu ai putut să răspunzi la telefon? Am fost la spital și te-am sunat de atâtea ori și tu ce, nu-mi răspundeai pentru că ai avut o noapte furtunoasă, ți-ai făcut de cap cu ea? Asta e noapte furtunoasă? Asta e noapte furtunoasă. Ne-am distrat, ne-am simțit bine. Eu am stat, am sunat la ambulanță. Am stat și m-am gândit ce s-a întâmplat cu tine. Lasă-l, e normal să caute scuze, Miha. Vom trece peste cu toți, o să vezi. Vom o să trece peste cu toții. Da, crede-mă. Da? Măi, ți-a plăcut. A fost frumos. Ce prieteni avem noi două. M-am simțit și eu te apreciez, să știi, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Da, Irina. Irina, m-a țin să nu mă ridic. Taci un pic. Tu ești tu. Ce noapte furtunoasă, ce distracție. Mi-ai ținut locul cât timp am fost eu la spital. Nu te-a ținut niciun loc, am avut nu înțelegi? De el, da? Nici acum nu mă înțelegi? Ce să înțelegi? Nu te-a ținut niciun loc. Eu nu m-am băgat la somn cu ea. Tu vezi ce poartă? Tu vezi că a fost? Eu de unde vrei să știu ce s-a întâmplat? Ți-am spus, mi-a făcut un ceai, am venit, m-am pus în pat. Și nu știu ce s-a întâmplat. Nici măcar becul nu l-am stins. Ei, nu, eram acolo doar amândoi, ne-ai văzut, dar a trecut. De câte ori mă bag eu la somn și nu sting becul? Știi că am o problemă cu asta. Nu pot să adorm cu lumina aprinsă, tu taci. De ce nu recunoști că ne iubim, că ne placem, Tudor? Poți acum măcar să recunoști. Am și o întrebare, dacă ne placem. Puteam să ne placem de când mi-ai făcut masaj. De când i-am spus. Deci recunoști că ți-am făcut masaj și ți-a plăcut. Știe și ea. Aha. Știe și ea, i-am spus. I-a plăcut, i-am făcut masaj de mai multe ori, l-am atins. Cred că ar trebui să termin cu râsul ăsta acolo. Isteric. Cred că ar trebui acolo. Să te oprești din râsul ăsta isteric, cum că e degeaba. Nu cum mai înțeleg nimic, deci nu mai înțeleg. Dă-o afară, dă-o afară, până nu mă ridic la ea. Nu poți să ne ieși între noi. Afară. Miha, neatași. Ieși afară. Vrei sinceritate? Ți-am spus să ieși afară. Fă-l să recunoască adevărul. Calmează-te, Tudor, recunoaște-te, rog. Ieși afară. Ok, dar nu mi-am mințit pe Mihaela, nu merită chestia asta. Cum ai putut? Cum ce? Tudor, cum ai putut? Cum? Să mă trădezi în halul ăsta cu prietena mea cea mai bună? Nu, Tudor, cum ai putut să-mi faci chestia asta? Ia mâinile ascultă-mă, de pe mine, te rog frumos să iei mâinile de pe mine. De când a venit în casă nu mă asculți. Te măcar rog frumos acum să iei mâinile de pe măcar mine. Măcar acum mă asculți? Măcar acum mă asculți și pe mine? Ce să asculți?
Ce trebuia să ascult de când îți tot spun de 3-4 săptămâni încoa? Ce s-a ascult, Tudor, cu prietena mea? Pe prietena ta, asta ți-am spus. Prietena ta, nu știu dacă e chiar prietena ta. Ți-am repetat zile în șir. Câteva săptămâni în șir. Ce se întâmplă, ce face ea? Și tu îmi spui că sunt eu isteric. Nu, deci te rog frumos. Tu realizezi ce e în sufletul meu acum? Realizezi? Ce face copilul? Ce mai contează? Tu te rog frumos, copilul nostru, te rog să nu conteze. Te rog frumos să-mi zici acum tot adevărul. În toată această poveste, cel acuzat, Tudor, este singurul care nu are nicio vină. De caracterul malefic al Irinei ne-am convins. Însă și Mihaela are o mare parte de vină și ar fi bine să-și asculte soțul măcar în ultimul ceas. Este singura cale prin care căsnicia ei cu Tudor poate fi salvată. Poți să-mi spui, te rog frumos, ce a fost asta? Ce s-a întâmplat? Ai spus că o să-mi zici adevărul. Te rog frumos să-mi zici adevărul. Nu ți-e clar ce s-a întâmplat? Păi, ți-am spus. Nu prea mi-e clar. Mare parte din adevăr îl știți. L-am spus pas cu pas. Ce adevăr? Te rog frumos să-mi explici ce adevăr. L-ai văzut. A fost foarte clar. Ce a văzut? Tudor, ceea ce a văzut în dormitor a fost adevărul. Ce s-a întâmplat? Ce adevăr? Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg. E foarte evident ce s-a întâmplat, nu? De cât timp sunteți voi împreună? Noi? Sunteți împreună? Păi, nu știu, păi, eu așa cred. Da, nu ți-a spus Tudor? Împreună? Bănuiala mea așa. Ce s-a spus pe Tudor? Păi, am crezut că i-ai spus mai multe detalii despre noi, adică... Băi, ce înseamnă asta? Mihaela, omul acesta nu a fost sincer cu tine, se pare. Adică, ceea ce ai văzut a fost real. Poftim? Nu am ce să... Poftim? Ce? N-am de ce să mă justific. El a încercat ce a încercat. Poftim? Tudor? Concurită situație, nu-i așa? Să nu știi pe cine să crezi. Să-l crezi pe soțul tău? Să o crezi pe prietena ta? Cu toate acestea, tu ai văzut niște lucruri cu ochii tăi, s-au întâmplat niște fapte, tu erai în spital. Și soțul tău nici nu s-a închisit să vină să te ia. Te-am sunat de atâtea ori și am fost nevoită să vin cu taxiul până acasă. În condițiile în care știi foarte bine în ce stare am fost. În cine să ai încredere, în Mihaela? Nu în știu ce să mai tău, cred, nu în știu. În prietena ta? Am văzut maică ce ta te-a avertizat, maică ta a tras un semnal de alarmă, ți-a spus, nu e o idee bună să aduci o altă femeie în casă. Dar nu aș fi crezut. Stai secundă, că a văzut ce a văzut, dar pe lângă ce a văzut m-a întrebat și pe mine. Să înțeleg că tu nici măcar nu ai ascultat ce am spus eu. Și ce puteai să faci? Da, om... Care este explicația? Te rog, abține-te. Tudor, nu ți-a răspuns care este explicația pentru care tu ai lăsat-o în spital? Ea nici pe mine nu m-a sunat, a refuzat să-mi... Mă rog, probabil că a vrut să evite. Ai lăsat-o acolo ce să vină cu un taxi? Că... Nu am lăsat-o. Când ea aproape a pierdut copilul vostru pe care îl doriți adică de atâta timp? Adică vouă vă ardea de nebunii în acest context? Am stat acasă, am venit, am stat cam pe geară. Ardea de nebunii în acest context. Nici măcar nu i-a răspuns la telefon Mihaelei, cred Tudor. Cred că era rândul meu să vorbesc. Pentru că era ocupat cu mine. Nu știu de ce s-ar tu să preiei orice cuvânt. Pentru că vreau să spui adevărul. Măcar acum să recunoști ceea ce ai făcut față de Mihaela. Nu, dar se pare că noi doi avem adevăruri diferite. În același timp, pentru că ești prietena mea. În același timp și tu ai să-mi dai niște explicații. Mihaela. Da, pentru că am fost... Să fim serioși. Mamă, dar ți-am spus, nu este cum adică sedusă de... Am fost sedusă de bărbatul tău, Mihaela. Ăsta este adevărul. Trebuia să... Eu nu înțeleg, stai o secundă. Eu chestia asta nu prea cred. Am venit în casa... Nu, stai că nu înțeleg, cum am sedus-o eu? Când puneam masa, când făceam masa, așa am sedus-o eu? Așa, în contextul în care ți-am spus nu e nevoie să-mi gătești, masaj nu intră în discuție. Tu m-ai provocat să-ți fac masajul cu prin priviri, prin vorbe. Nu te fac acum că nu știi. Serios? Bine? Serios, îi făcea masaj? Deci, da, mă știu de fapt toate astea. Generele dumneavoastră a discutat cu scumpa lui soție și fica dumneavoastră, da? Nu mi-a spus. I-a spus aceste lucruri. Întrebați-o ce i-a spus. I-a spus, dă-o, te rog frumos, pe prietena ta, afară din casă. Se cam dă la mine, mă privește într-un fel. De ce nu l-ai ascultat pe soțul tău? N-aș fi crezut, e prietena mea de atâta timp. E prietena mea. Ce puteam dacă să fac dacă... Ți-aș mai fi spus să o dai afară? Mai veneam să spun gesturi Tudor, și de-a dreptul? Tudor, pe cine să mai cred eu? Nu știu pe cine să mai cred, am văzut ce-am văzut. Ascultă-mă, nu, sigur că asta nu înseamnă că îl disculpă pe el,
Dar eu nu cred că el a sedus-o pe ea, ci că ea l-a sedus pe el. Eu l-am sedus pe el după sunt tot ce a făcut convins. El și în după toate... În ce poveste un bărbat se duce femeia? Sunt indiferent cine pe cine... toate poveștile, bărbatul se duce femeia. Asta e de la sine înțeles. Care este adevărul până la urmă? Adică nu te-ai putut abține? Era o pradă prea ușoară? Adevărul este că nu am vrut nimic. Ba mai mult de atât, că mi-a spus că vine în casă. I-am explicat faptul că nu sunt de acord, că nu mă face fericit lucrul ăsta. Da, și la final, ia uite vreodată ce frumos. Nu mi-aș fi imaginat situația asta. Dacă aș fi știut, aș fi încuiat ușa cu toate ele și îmi luam și un câine de pază. Dar uite că n-ai încuiat-o, ba mai mult, m-ai chemat la tine dormitor. Hai să întrebăm pe Irina. Nu, ce s-a întâmplat până la urmă? Adică dă-ne niște detalii, ce s-a întâmplat? Exact. Ce făcea Tudor? Se comporta cu două fețe de față cu Mihaela, îi dădea de înțeles? Da, și cred că de asta i-a și spus. Ce făceam? Cred că de asta i-a și spus de faptul că ți-am făcut masaj, ca să pari inocent, să pari nevinovat, în timp ce tu mi-aruncai priviri, ochiade. Ah, înțeleg, chiar trebuie să am camere de supraveghere în propria casă. Nu, Tudor s-a dat la mine. Da, e drept, nu ce a făcut. Bun, și de ce nu i-ai spus asta Mihaelei? Adică corect. Uite, pentru eu m-am dus și i-am spus. Fii prietena nu, bună. Deci, da, puteam să o fac, să o rănesc pe fata asta care m-a primit la ea în casă. Serios. Să o rănesc pe fata asta, să-i or, spun. Indiferent de situație, erai prietena asta mea, trebuia să lui, așteptând un dacă copil. Dacă ți-ar fi spus asta, ai fi crezut-o? Bună întrebare. Da, bună întrebare. Da. Adică soțul tău ți-a spus. A, practic, îți alegi un om care îți trăiește viață. L-ai crezut? Ai verificat ce am spus? Nu știu, până la urmă ești femeie, cred că puteai să verifici. Este prietena mea până la urmă, o cunosc de atâta timp. M-am gândit că poate Tudor, poate a interpretat greșit. Nu am vrut să ruinez viața Mihaelei, spunându-i asemenea adevăr. Da, ești amanta soțului ei? Da, ți-am căzut în plasă. Da, i-am căzut în plasă lui Tudor. Nu-mi place pescuitul. Poftim. Nu-ți place pescuitul, dar ce-a fost asta atunci în... Ce-a fost asta? Știi bine la ce mă refer. Doamne, a fost dorința mea ca tu să pleci din casă. Dacă erai prietena adevărată, nu cădeai în plasa nimănui, draga. Corect. Indiferent de cum ar fi, sunt supărată în ultimul hal pe amândoi. Eu sunt femeie. Tu ești prietena mea, trebuia să-mi spui dacă Tudor ar fi făcut lucrurile astea. Iar tu dacă susții că ea a făcut lucrurile astea, cum de s-a ajuns? Cum de s-a ajuns? Mihaela, nu am vrut să-ți distrug viața, da? Nu am vrut să te distrug. Nu mi-explic. Am fost la fel de surprins ca și tine, chiar dacă eu eram în pat. M-am trezit la fel de surprins, nu știam ce se întâmplă. Și atunci cum îți explici? Cum îți explici că totuși n-ai știut de a ajuns în pat cu ea, dar până la urmă ești bărbat în toată firea? Ce-a făcut fetița asta, nu? Nu știu ce a putut să facă, dar eu îți spun adevărul. Soțul tău, uite-te în ochii mei, serios. Ce adevăr după ce nu ai răspuns atât de coronat? Se întreagă adevărul. Tu să taci! Minți! Îți spun adevărul, uite-te la mine, sunt eu soțul tău. Nu te recunosc. Atunci spune-ne varianta care, Tudor. Când te-am găsit acolo, eu nu am crezut că tu ești soțul meu. Efectiv. Asta îți spun că am fost la fel de surprins când m-am trezit și v-am găsit pe voi două lângă pași. Știind că tu ești la spital, eu așteptam să mă suni, ea plecase. Soțul tău m-a îmbrățișat o noapte întreagă. Mihaela, toată noaptea m-am îmbrățișat. Nu ți se pare ceva ciudat în toată povestea asta? Nu mai înțeleg nimic, deci nu, ea nu mai plecase. Înțeleg absolut ultima nimic. Ultima mea discuție cu ea a tu l-ai fost sunat să plece. Pe soțul tău. De câte ori l-ai sunat? De o grămadă de ori. Și nu ți-a răspuns. El avea telefonul lângă el, corect? Hai să ne gândim un pic. Pentru că Irina, scumpa ta prietenă, a avut un plan foarte bine pus la punct. Dar câteva detalii au scăpat. Telefonul soțului tău era acolo, în dormitor, nu? Da. Ar fi văzut apelurile. Dacă ar fi făcut ceva ce nu trebuia să facă, măcar s-ar fi așteptat că tu vii acasă. Nu prea aveai cum să-i găsești chiar așa în fapt. Adică atât de făcut grămadă să fie Tudor în propria voastră casă? Sincer, nici mie nu mi se pare, ceva că ne scapă aici. Știi ce? Nici măcar nu o cunoști pe Irina. Și din păcate vei învăța o lecție foarte urâtă. Că nu ai cum să te încrezi în cineva până la capăt și nu ai cum să cunoști o persoană în adevăratul sens al cuvântului decât după foarte, foarte mulți ani și anumite încercări ale vieții. Despre pentru ce că Irina nu doar că este o mare mincinoasă, dar este și o persoană care ascunde în ea o răutate. Sincer, nu știu de unde provine această răutate și sper să ne spună. Poate putem să o ajutăm. Ce răutate, nu...
Cred că asta ar explica discrepanța dintre ceea ce mi-aduc eu aminte și unde m-am trezit, poate. Nu, ai ceva să ne spui, Irina? Ce se întâmplă? Irina, ce-ar fi să le spui adevărul? Ce adevăr? V-am spus. Ce adevăr? Că până acum nu m-ai mințit. Mihaela, ai spus ceva adineauri. Ce-am spus? Exact ce ai spus. Că noi două am pornit pe același drum, dar uite-te unde ai ajuns tu și unde sunt eu. Adică? Adică exact ce se vede. Ea are totul și eu am nimic. Asta am avut mereu. Nimic. Și asta îți dă ție dreptul să hotărăști asupra vieții unui om, asupra căsniciei prietenei tale? Stai puțin să ne înțelegem. Cum adică ea are totul și tu nu ai nimic? Adică ce-a făcut până la urmă? Adică viața i-a oferit ei absolut tot ce și-a dorit. Și? Bani, un bărbat, casa asta, vacanțe, tot. Și mie ce mi-a oferit? Nimic. Moartea părinților. Zero bani. Niciun job. Nimic. Nicio oportunitate. Și cu ce este de vină Mihaela în toată povestea asta? Corect. Ea este de vină. Eu? Da. De ce este ea? Eu sunt de vină că ți-au murit ție părinții? Nu. Sau că nu ai tu cazul să... de vină pentru că mereu ai cerut totul de la viață și ai primit, pentru că te-a susținut cineva, da, ți-a oferit așa bani din spate. Dar asta este un motiv? Da, este un motiv, pentru că și eu am luptat, la fel de mult ca și ea. Am luptat și eu, ca și am învățat, am muncit. Nu este vina nimănui că ea a avut mai mult noroc decât tine? Deci nu mie, ba da, deja este vina ei. Nu este o chestiune doar de noroc, dar până la urmă bănuiesc de că destin. Și voi ca și familie și este absolut normal. Absolut, să susținem copilul. Ați investit în copilul dumneavoastră, dar stai puțin să ne înțelegem. Adică, ca orice părinte. Și de ce lovește mine până la urmă? Și okay. Pe mine cine m-a susținut? Pe mine cine m-a susținut? Părinții mi-au murit. A trebuit să culmea, muncesc pentru fiecare persoana bani. Care te-a susținut. Prietena? Este aici în fața ta și tu o invidiezi că ea are și tu nu ai. Cine, cine ți-a oferit o găzduire? Cine, cine te-a primit cu brațele deschise? Cine te-a ajutat să-ți găsești un drum, să-ți găsești o cale? N-a făcut decât să se laude în fața mea în fiecare zi. Uite-te să la viața laud. Mea perfectă, uite-te la bărbatul meu. Hai, stai la noi cât să mă laud. Da. Am crezut că ne bucurăm împreună pentru că suntem prietene. N-ai făcut decât să-mi arăți ceea ce eu nu am și ce tu ai. Și nu înțeleg de ce nu mi-ai spus asta când te-a deranjat și ai ajuns, am ajuns aici. Pentru că mereu m-a deranjat lucrul ăsta, Mihaela. Adică stai puțin, tu credeai că Mihaela face lucrurile acestea ca să ce? Ca să se laude în fața ta? Uite-te ce am eu și... Exact asta făcea. Se lăuda în continuu. Eu trebuia să muncesc, nu știu, un an de zile ca să pot să-mi permit o vacanță de 2 săptămâni la Costinești. Iar ea venea și îmi spunea ce? Am fost în Grecia 3 săptămâni cu mama și am mâncat fructe de mare și caracatițe și... Și asta este viața? Asta e ce mi-a oferit mie viața? Eu am ținut la tine, am încercat să te ajut, am încercat să fii tu lângă mine, te-am luat, am vrut să te iau și eu și mama prin plecări și tu așa, deci nu vine să cred. Tu și mama ta să mă luați în plecări. Da, dar ca ce chestie, doar ca să mă umiliți mai mult. Asta am simțit tot timpul, că m-ați umilit mai mult. Și atunci de ce n-ai spus adică lucrul puteai, ăsta? Tu nu puteai să ai o altă prietenă? Bineînțeles că puteam putea. Să am pe cine voiam eu, dar eu țineam la ea. Ai iubit-o, serios, ai iubit-o, e cara ca sora ei. Dacă ținea la mine, nu se lăuda așa, când știa că eu sunt singură, că nu păi am pe nimeni. Și ce-ar fi trebuit să facă fata asta, să spună, uite-te, ia tu viața mea, dă-mi-o pe a ta? De ce ai vrut să mai ai de-a face cu Mihaela? Pentru că am vrut să am viața ei. Băi, stai 2 secunde, ai vrut să-mi pierd sarcina? Da. Eu copil! Invidia îți întunecă mintea. Ceea ce știu în mod cert și concret e faptul că eu o iubesc pe Mihaela, o să avem un copil, avem o căsnicie fericită, avem o casă împreună, iar tu pleci. Mă bucur că până la urmă s-a aflat adevărul, dar m-a durut faptul că am spus adevărul și nu am fost crezut. Este foarte incorrect. Eu sunt nu o ratată și ea este, uite, asta fața este perfectă. Problema ta, nu a noastră. Nu înțeleg de ce ești supărată pe mine sau de ce ai făcut toate lucrurile astea.
Că ce, de fapt? Că ce? Că nu înțeleg. Pentru că tot ce ai făcut tu, tot ceea ce faci... Păi și de ce ai vrut să mai ai de-a face cu Mihaela? Exact. De ce nu ai dat-o uitării? Ok, pot înțelege că în facultate n-ai putut, că erați colege. Dar după aia, de ce nu ai dat-o uitării? De ce nu ai șters-o din mintea ta? Pentru că am vrut să am viața ei. Cum adică să ai viața ei? Am vrut să am ceea ce ea are. Nu doar că am vrut. O secundă, te rog. Aici, prin ceea ce a spus, că vrea să aibă viața ei, începe să se lege treaba cu mine. Începe să am dreptate, nu? Că s-a dat la mine mâncare, masaj, cafea, ciocolată. Aici... Tind să-l cred pe el. Uite, pentru că... căsnicia perfectă, bărbatul perfect, așteptați un copil. Să ne înțelegem că nu doar că ai vrut, da? Că dacă te limitai doar la a vrea și țineai ranchiuna asta în tine și răutatea asta în tine, era ceva. Dar tu ai luat și măsuri în acest sens. Cum măsuri? Adică? Cum adică măsuri? Ce fel de măsuri? Ce ai făcut? Ce măsuri? Ce, puteam să stau așa, să nu fac nimic? Păi și stai puțin, ce ai făcut? Nu a fost, draga mea, un accident faptul că tu ai avut această îngerare. Poftim? Ce? Mai spun o dată. Nu a fost un accident, o coincidență. Spune că ea nu are nimic de a face cu treaba asta. Spune, te rog, ce ai făcut? Ce ai făcut? Bun, ce am făcut, mă întrebați. Am făcut un ceai în care am pus rostopască, zmeură, lemn dulce... Toate ingredientele naturale se găsesc în orice farmacie, în orice magazin naturist. Oprește-te! Ce? Că acum încep să-mi aduc și eu aminte, că până la urmă eu m-am trezit în pat, cu voi două lângă pat, dar eu când am plecat, înainte să plec în cameră, am băut un ceai. Da, tot produse naturiste. Mi-a făcut ceai. Ce, e ilegal să cumperi un buzuioc? Aceste produse naturiste sunt uneori mai puternice decât medicamentele. Eu nu știu ce a făcut. Păi... Dar, ce ți-a enumerat scumpa ta prietenă aici sunt niște plante care, într-adevăr, pot cauza sângerări și pierderea sarcinii. Pot cauza pierderi de sarcină. Băi, stai două secunde, ai vrut să-mi pierd sarcina? Da. Un copil! Ok, pentru că dacă tu pierdeai sarcina, poate aveam eu o șansă. Ce poftim? Tocmai ce ți-am spus că n-aveai nicio șansă. Aveam o șansă să preiau viața ta perfectă. Ai făcut mai rău. Crezi că dacă pierdeam sarcina? Lasă-mă, haide, Tudor! Haide, fără niciun tupeu, haide! Tudor, bun! Fără niciun tupeu! Tudor, viața ta ar fi fost mult mai bună cu mine, crede-mă. Nu lua în seamă ce au spus ele. Cum adică să fie viața mai bună cu tine? Uite de ce ai fost în stare să faci. Tudor, ar fi fost minunat să fim noi doi, ar fi fost o aventură, ar fi fost totul palpitant. Nu ai fi fost așa. A fost o aventură să vii în casa asta aici. Tot ce ai făcut tu. Da, și te-a scos din rutină pentru că... Nu m-a scos, era să-mi omor copilul. Tudor, să-mi omor soția. Împreună cu mine ai fi ieșit din această rutină. Tu nu ești în ecuație. Din păcate, draga mea, există și ceva de învățat, da? Din toate încercările prin care trecem în viață. Nu toți oamenii sunt ceea ce par a fi. Așa nu toți oamenii știu să răspundă la bunătate cu bunătate. Doamne, ați văzut cu câtă indiferență a recunoscut tot, că a vrut să facă rău, deci, să pierd sarcina. Totul nu o să rămână nepedepsit, ea nu o să rămână. Invidia îți întunecă mintea. Ajungi câtă să... Câtă invidie să existe? Câtă? Într-un om pe atât care de multă încât să faci iubești. Să aduci... Ai auzit-o, ei s-a părut că pur și simplu tu erai nepăsătoare la suferința ei. Și că din contră, tu te lăudai și te lăfăiai în bogăție. Ia vedea altă realitate. Sunt prea multe. Este foarte clar. Pe lângă acest lucru însă, toate aceste lucruri nu pot să rămână așa. Adică până la urmă... Dacă pățeam altceva. Exact. Cine știe ce poate mi-a mai făcut? Trebuie să vedem, trebuie să mergem la un consult, trebuie să întrebăm niște medici, nu știu, să-ți faci niște investigații. Eu nu-mi dau seama. Draga mea, tu nu ai ținut cont de ceea ce ți-a spus părintele tău, de ceea ce ți-a spus soțul tău. I-ai dat la o parte pentru ea. Pentru prietena ta, pe care, iată, nu o cunoști deloc. E nevoie uneori de zeci de ani ca să cunoști adevărata fața unui om. Tudor, crede-mă, e pierderea ta. Adică tu pierzi, dar ar fi fost minunat să fii cu mine. Nu, pierderea mea era dacă rămâneai tu în casă mai mult. Tudor, știi bine și știi ceea ce vreau să spun. Știi bine că viața ta e o... Nu ai ce să-mi spui.
Ceea ce știu în mod cert și concret e faptul că eu o iubesc pe Mihaela, o să avem un copil, avem o căsnicie fericită, avem o casă împreună, iar tu pleci. Da, dar o să fie totul rutină, o să fie la fel. Ți-ar fi fost minunat cu mine, crede-mă. Pa. Dar o cunoșteam de atâția ani, n-aș fi crezut vreodată. Ce că... Ce contează, trebuie să ai încredere în noi, suntem familia ta. Noi nu aveam cum să te tradăm. Pare rău, nu aș fi... Sunt multe, nu înțeleg, am văzut... Trebuia să ai încredere în mama ta, în soțul tău, după care în această prietenă. Tudor, îmi pare rău. Îmi pare... Știu că ești supărat pe mine în momentul ăsta. Nu sunt supărat. Sunt dezamăgit. Sunt profund dezamăgit. Tudor, n-am pentru că știut. Tu... m-ai crezut în stare să fac lucrurile astea. Nici măcar nu m-ai lăsat să beneficiez de prezumția de nevinovăție. Că până la urmă sunt soțul tău. Stricam casa pentru ce? Tudor, pentru nu... o femeie pe care o aduceai tocmai în casă. De când am auzit numele Irina la telefon în acea zi, ce ți-am spus? Te-am știu rugat, ce băi, nu. Mi-ai spus, știu ce mi-ai spus, știu. Stop. Ai spus Irina, te aștept la mine, în aceeași ecuație și nu-mi place cum sună. Dar nu înțeleg ce este, o ajutăm. Mama ei a murit și acum vine la București. Nu doar vine în vizită. Nu, stă până când își găsește un loc unde să stea, o săptămână, două. Și unde stă? La noi. Cu noi? Da. Haide, mă, iubire, n-are nimic cu ajută-mi, e prietena mea. Stai că zici tu, dar vrei să ai grijă cu prietenii, că prietenii n-are sunt cu două fețe. N-are ce să se întâmple rău, serios, stai liniștit. Oare cum ai pus la îndoială căsnicia noastră? Tudor, îmi pare acum, rău. Nu că e copilul meu, dar trebuie să înțelegi, ea e însărcinat, are o stare emoțională. În momentul când vii acasă, după ce... cât pe ce să pierzi un copil și vii acasă și îți găsești soțul în pat cu cea mai bună prietenă. Acum iau-o și din punctul ăsta de vedere, vezi un pic lucrurile și prin ochii. Păi nu mă deranjează altceva. Că i-am spus de fiecare dată și nu am verificat nici măcar o dată. Și nu i-am spus o dată. Copii, sunteți de-abia la început. Lucrurile și încrederea se sudează în ani. Sunteți foarte la început. E păcat să stricați ceea ce aveți, pentru că într-adevăr este ceva frumos ceea ce aveți. Nu o să stricăm nimic, îți dai seama, nu știu, sper că și-a învățat lecția și data viitoare o să încerce să, nu știu, nu să-mi dea crezare, măcar să mă lase să beneficiez de prezumția de nevinovăție. Tudor, noi îți înțelegem frustrarea, dar trebuie să vezi lucrurile și din punctul ăsta de vedere. Ok, nu mai contează. Mă bucur că până la urmă s-a aflat adevărul, dar m-a durut faptul că am spus adevărul și nu am fost crezut. Tudor și Mihaela au avut noroc cu o prezență atât de malefică în casă și aici este exclusiv vina Mihaelei. Orice s-ar fi putut întâmpla. Spun asta pentru că încă de la început acțiunile Irinei au fost manifestări ale invidiei, care i-au alterat profund rațiunea. Dacă cei doi soți vor merge mai departe, învățându-și lecția, situația Irinei este una dramatică. Sigur, am putea spune că își merită soarta, dar vom adăuga că această soartă îi va fi și mai complicată fără un ajutor. Mă refer la unul de specialitate chiar. Și ce faci, Laura? O să te întorci la muncă? Da, de săptămâna viitoare chiar îmi doresc mult să mă întorc. Serios? Mm-hmm. Mă uimești, sincer să fiu. Da, ai lucrat de acasă? Ți-ai făcut temele de acasă, să înțeleg. Mm-hmm. Super tare. Ți-am spus că am o grămadă de muncă. Te rog, hai să nu începem din nou discuția. Păi cum? Diana poate veni și tu nu? Diana iese mereu la 5, iar tu mereu peste. Tu știai că pleacă câte 2-3 ore de la firmă? I-am văzut eu cu ochii mei. Cu șeful? Cine, mă, Laura, cu da, șeful? Da, măi, Laura! Să știi că mi-ar fi plăcut mult ca și colegii, colegele mele să fie puțin mai determinați și puțin mai interesați. Cine-i trăbă? Da, mă, că e o altă treabă, n-aveam.
tu n-ai turnat fată, tu ai vorbit cu șeful. Tu n-ai îmbărligat să ne oprească 15% auziți, din salariu. Auziți, eu altă treabă n-am. Ce împăcare, mamă, cu o femeie care își înșeală bărbatul? Ce dar de unde știi tu, mă? De unde știi tu? Ai văzut tu? Dar nu s-a întâmplat nimic. Nu știu cine ne vrea rău sau cine vă vrea rău. Pentru că între mine și ea nu e nimic. Tu vrei rău. Eu? Tu, ce caut la ușa mea?